la nivel de zgomot, la nivel de imagine, la nivel de impresie, rușii stau foarte prost. Ce să mai... Și au luat catrafusele, s-au cărat dincolo de râu, motiv pentru care a avut astăzi un moment aproape triumfal, așa, a la Napoleon. Zelenski a descins la Herson, a înălțat din nou steagul ucrainean. O să vedem imaginile cât de curând de acolo. Ce să mai înțelegem? Sunt două puncte de vedere, adică două planuri. Un plan militar, nu putem considera că este o victorie a ucrainenilor, deoarece ei au început contraofensiva asta parcă de la sfârșitul lui august. Totuși august, după trei luni, să cucerești un asemenea... Adică după trei luni, normal era să fie lângă Crimea, pe tot frontul ăla. Deci, așa. 1000 de kilometri. Deci și e greu de presupus că în ritmul în care merg ei vor... E numai o străpungere. Se presupune, deci repet, eu v-am mai spus, când după Stalingrad și apoi Kursk, rușii au mers pe 1000 de kilometri, adică de la Marea Nordului și văd, la Marea Caspică, un val din ăsta, adică nu s-au mai oprit decât trecând prin București, la Berlin, prin București și apoi prin Polonia, la Berlin. Deci din punctul ăsta de vedere, militar, la care se adaugă și posibilul calcul rusesc. Este un oraș foarte mare, pe ei costă foarte mult. Eu spun militar, zice, pe ei costă foarte mult întreținerea acelui teritoriu, pentru că trebuie să construiești, trebuie să le dai de mâncare și acest oraș foarte mare, care, atenție, Hersonul nu este rusofon. Deci sunt două regiuni, Herson și Lugansk, care nu fac parte din acel teritoriu unde rușii sunt majoritari. Mm-hmm. Dar, repet, fiind un oraș foarte mare, rușii s-au gândit și la aceste chestiuni, cum le întrețin pe ei și probabil că l-au dat Ucraina. Ăsta este militar. Din punct de vedere politic, este un dezastru. Pentru cine? Pentru ruși. Este un dezastru. Oricum ați dat-o, domn Cristoiu, pentru ruși e nasol. Nu am făcut o analiză. Militaricește nu mă vor. Din punct de vedere al imaginii, e un dezastru. Pentru că acest oraș face parte dintr-o regiune pe care rușii au declarat-o ca fiind a lor prin lege. Da? Da. Păi în acel moment n-ai voie să te retragi. Da. Pentru că, pe de o parte, dai un semnal prost întregului teritoriu care colaborează, dar n-ai voie. În momentul, mai țineți minte că eu am făcut mare caz de această decizie. Păi zic, dacă e decizie, ei trebuie să apere fiecare metru de pământ. Nu l-au apărat, din punctul acesta de vedere, n-au nicio explicație. Eu, acum, în final, semnalez ca și telespectatorilor mei să nu cădeți în capcana asta că după Herson încep negocierile, nu începe nimic. Nimic? Păi dar n-are cum, domnul Cristache, logic. Hai să o luăm partea, da? Dar dumneavoastră, cum ați avansat axa asta de 10 ani? Că va mai dura războiul 10 ani. Păi pentru că hai să ne lămurim. Vă rog. Din punct de vedere al imaginii, e o victorie uriașă a ucrainenilor. Da, nici nu discut, dar că imagine bună. În acel moment trebuie să fii tâmpit să faci negocieri cu ăla care fuge. Mm-hmm. Bun. Zelenski, chiar dacă ar vrea să facă, ucrainenii sunt acum solicitați. Bă, gata cu tare, hai să rezistăm. Îi facem pe ruși, da. Păi nu, n-ai cum. Aruncăm peste graniță. Totuși au... Eliberăm Crimea. Credeți în eliberarea Crimeei, domn Cristoiu? Vedeți posibil scenariul ăsta? După vreo 20 de ani se termină. Da? Dincolo rușii nu vor... Ei au fost obligați să se retragă nici. Deci, de fapt, avem de face cu escaladare. Mm-hmm. Iar toate aceste escrocherii ale presei americane sunt niște, iertați-o, fake news. La ce escrocherii vă referiți? Păi ideea că ei fac presiune asupra lui Zelenski. Păi de ce să faci? Uh-huh. Când tu ai avut o victorie. Puteai să vorbești de negociere când nu era nicio victorie. Da? Bă, nu a putut să facă nimic, ni s-a făcut praf armata, rușii înaintează. Ce motiv ai avea tu să începi negocierile? Ce motiv ar avea americanii? Da? Nu, clar, nu. Da, întrebare foarte simplă.
Când se termină? Nu, nu, nu. Cum vă explicați situația în care a ajuns Putin și Rusia? Este o explicație și este, cum să zic, explică această situație. Domnul Cristache, ei nu se bat cu Ucraina. Adică asta este o șmecherie, nu? Deci gândiți-vă la fel. Bun, dar stați puțin, nu cred că la nivelul ăsta poate fi vorba de naivitate. Adică nu-ți imaginai scenariul în care toată lumea se unește în spatele Ucrainei? N-ai avut și scenariul ăsta de analiză? Nu, nu-și imaginau că vor face pe față. Doi, foarte important, avem următorul lucru. Foarte grav este acesta. Putin în ultimii 10 ani a vărât bani în armată. Oare de la o asemenea armată să te bată? Nu știu, poate că nu Ucraine, dar imaginea publică este ucraineană. Da, da, da. Deci, din punctul acesta de vedere, n-ai voie. Pentru că ei n-au făcut telefoane, n-au făcut mașini, au făcut... Păi, care este, din punctul acesta de vedere, de ce... Și plus, rentabilitatea investițiilor tare a fost... Aveam un efect dezastruos asupra rușilor. Că rușii a zis, bine, m-am înțeles, nu am trăit, noi... Bă, pentru armată. Ai ajuns, și armata a ajuns bășcălia lumii. Ai ajuns în felul ăsta să te retragi. Păi normal era să înaintezi, nu să te retragi. Dar în același timp, el, dacă observați, de regulă, într-un asemenea război, cum a fost și, de exemplu, Germania, te îngenunchi economic. Deci, teoretic, trebuia să se întâmple în felul următor, dacă Ucraina era singură. Adică la un moment dat nu mai trebuie să cumpere arme. Ucraina nu cumpără arme, primește. Uh-huh. Rusia cumpără arme. Acel teritoriu a fost o prostie, domnul Cristache, pentru că te costă de te îndoaie. Te costă teritoriul, trebuie să-l întreții, trebuie să-l aperi, trebuie să le dai de mâncare, trebuie să construiești. Nu e de ajuns că trebuie să întreții și Siberia, da? Ori și din punctul acesta de vedere, noi avem un război prin intermediari. Problema, mai e încă o chestiune pe care au rezolvat-o ucrainenii, refugiații bătrâni, copii, dacă îi rămâneau în țară, sunteți de acord? Uh-huh. Ei aveau nevoie să întreții, pe când așa îi întreținem noi, Occidentul. Da. Și ei n-au statut de refugiat, să fie, este o minciună. Refugiat înseamnă ăla care stă în corturi, mm-hmm, până când trece. Sau pe la hoteluri, pe la adică deci, da. Deci, punctul acesta de vedere, eu nu văd la ora actuală pe cineva. Eu cred că, domnule, acum încep negocieri. Nu, dar dincolo de asta, că negocieri, nici eu nu cred în povestea asta, dar despre soarta lui Putin, ce mai credeți? Adică mai poate fi Putin în vreo ecuație viitoare luat în calcul pentru vreun dialog? Nu. Diplomatic, fie el de orice, cu oricine? Domnul, cred, încă o dată, cunoscător al războiilor. Uh-huh. Războiul nu se câștigă la negocieri, se câștigă pe câmpul de luptă, da? Câtă vreme n-ai succes pe câmpul de luptă, nu negociază nimeni cu tine. De ce să negociezi? Când te spuneți și de ce? Uh-huh. Adică tu ai cu ce? Ai te retras dintr-un oraș, spectacol mort. Sigur că te-ai retras că nu să nu-ți moară oamenii, da? Bun, că era ideea că era un circuit. Da. Dar ce motiv așa, ce motiv ar avea? Eu când aud pe asta că americanii vor negocieri, spuneți-mi, domnul, dumneavoastră, un motiv al americanilor. Sunt pe insulă, da? Mm-hmm. Nu au oameni aici. Nu e Afganistanul, să zici că mor aici, nu este Vietnamul. Bun. Economiciștii au reușit să crească, să vândă gazul, lichefia, da? Au reușit, da? Mm-hmm. Au merge mașinăria și au, un lucru foarte important, americani aveau stocuri de arme și nu aveau ce face cu ele, că trebuia să le caseze. Le-au dat testura, da? Adică câtă vreme gruparea, conducerea ucrainenii e de acord cu asta, de ce nu înțeleg care e motivul pentru care americanii ar începe. Corect. Și doi, domnul, încă o dată. Eu, că sunt un om neutru, eu nu aș face negocieri, pentru că nu pot să fac negocieri dacă acum, cu eșeția, Ucraina poate să facă. Dar dacă eu, lider occidental, după ce am fost implicat în războiul ăsta, având drept temă, eu spun având, că e o încălcare a dreptului internațional cu tare, eu nu pot să fac negocieri. Corect. Adică și Occidentul a mers până acolo. N-a fost ca Erdogan. A mers până acolo, încât au tăiat orice punte.
Nu poți face, le faci criminal de război, și teror. Și după aceea cu ei la masă, corect. Păi da, faci ca Clotilda la 1, mafia, nu știu ce, după aia, hai că am agreat o formulă cu mafia, cu 30% mai puțin. Da. Nu e foarte greu. E greu, într-adevăr, după ce ai forțat lucrurile, le-ai împins în extreme, nu mai poți. Pentru că au împotrivă presa și după aceea, nu încă o dată. Presa e rezolvată prima, nu mai e nimic. Nu, domnul Crăciun. Îi dai a doua zi în narațiunea. Spus, de la început Occident, nicio țară din Occident, cu excepția Turciei sau a Ungariei, nu a avut, nu și-a lăsat marja aia, înțelegeți? Mm-hmm. Adică, bă, și cu unii și cu alții. Nu, toți s-au dus în prima linie, au dat arme, l-au acuzat pe Putin, l-au făcut criminali, au făcut păruși cu tare și acum cum negociesc, cum da. O întorci, n-ai cum.